Care e situația barajului de promovare în Liga 1 în acest moment? Că se discută dacă să fie în manșă, în dublă manșă, în o singură manșă? Da. Așa cum știți, Dinamo adică are mi se două... pare prea schimbăm lucrurile așa de azi pe mâine. Ok, pandemie, dar... Dinamo are două restanțe, da. După cum da. Știți, iar ele trebuie cumva programate până la finalul sezonului. Da. Da? Inițial, finalul sezonului, atât pentru play-off, cât și pentru play-out, era gândit la 2 august, da. Da? Da. Având în vedere că trebuie să comunice echipele participante în cupele europene în ediția următoare. În același timp a intervenit această situație, așa încât trebuie să facem loc celor două meciuri ale celor de la Dinamo. Asta înseamnă că la un moment dat trebuie împins programul play-out-ului mai departe. Am găsit două date, una încă nu este bătută în cui, avem 15 iulie, asta înseamnă că împingi de acolo play-off 6, 8, play-off 8 și play-out 10 și mai avem meciul din cupă, să vedem ce se întâmplă, dacă Dinamo va fi eliminată din Cupa României, nu? Sunt șanse, dar în același timp fotbalul a adus și surprize mai mari decât cea pe care ar putea să o producă Dinamo în meciul retur din semifinală, dacă se eliberează acolo o dată, am avea 23 iulie, asta înseamnă meciul cu Hermannstadt. Asta înseamnă să împingem ultima etapă de play-out pe 5 august, ceea ce afectează jocurile de baraj, pentru că inițial erau programate pe 5 și pe 9 august. Da. Avem o discuție cu Federația Română de Fotbal. Dar cine a venit cu ideea asta concret? Cei de la Federația Română de Fotbal au venit cu această idee. Voi sunteți de acord sau sunteți împotriva acestei idei? Nu suntem de acord. Deci nu sunteți clar de acord. Odată nu sunt de acord pentru că există un regulament clar și apropo de ceea ce a spus mai înainte, nu putem să schimbăm regulile în timpul jocului atâta vreme cât ne permitem. Calendarul ne permite să disputăm ambele jocuri de baraj și în același timp cele două manșe au o logică. Respectiv să câștige echipa cea mai bună. Interesul meu ca organizator de competiție este să reduc șansa unor surprize cât mai mult. Ori un meci într-o singură manșă poate produce surprize. Încă o dată am nevoie ca în sezonul următor să fie echipa cea mai bună dintre cele două care vor ajunge la baraj. Mai mult decât atât, în afară de regulament, am consultat cele 8 cluburi care astăzi fac parte din play-out și am o unanimitate din partea lor, respectiv toate vor să se dispute jocurile în dublă manșă. Deci degeaba încearcă federația Bun, să forțeze lucrurile. Acum argumentul, ca să înțelegeți argumentul federației. Principalul argument a fost legat de faptul că ei trebuie să reia Liga a doua la data de 15 august, având în vedere că la start se vor înscrie 23 de echipe în sezonul următor. Însă în același timp am un principiu la care țin, respectiv Liga a doua trebuie să se adapteze după Liga 1 care Corect, se află la vârful de acord, piramidei și nu invers. Și repet, dacă avem date disponibile, nu văd unde este problema.